Bună seara, stimați telespectatori, din nou la opinii. Conform grilei noi, de la 1 decembrie, emisiunea se difuzează luni la ora 19:20 și se cheamă Opinii. În seara aceasta, un fost invitat și un bun prieten de-al meu, pe care dumneavoastră îl cunoașteți și am făcut prezentarea în emisiunile pe care le-am avut înainte, domnul profesor Ovidiu Trifan. Domnule profesor, bine ați venit, ați revenit în studioul CNS. Bine v-am găsit. Domnule profesor, mai acum câteva zile nu erați prin urbea aceasta romașcană, ci trenul v-a dus împreună sau autocarul acolo de unde se dă ora exactă pentru a participa la un concurs pe care romașcanii l-au văzut la televizor și au rămas dezamăgiți de ceea ce a decis atât jurul cât și publicul. Din punctul de vedere al celor pe care i-am întrebat și am văzut și eu reprezentația dumneavoastră, eu cred că trebuia să fiți printre primii și dacă cei din juriu și publicul care a fost în sală acolo nu v-a premiat, eu vă spun cu mâna pe inimă că romașcanii sunt convinși că dumneavoastră ați meritat locul întâi pentru prestația pe care ați avut-o acolo. Vă rog frumos să ne povestiți ce s-a întâmplat și de ce ați fost depunctat. Da, este vorba despre un concurs la nivel național intitulat Gala Premiilor Excelsior, pentru că, după câte am înțeles, a fost inițiat de Teatrul Excelsior din București. Am primit un telefon la școală prin care am fost de la televiziune, de la TVR2, prin care am fost anunțați să trimitem, dacă avem o filmare audio-video cu corul de copii al școlii noastre, în vederea unei selecții pentru participarea în finala acestui concurs. Noi am avut o filmare de la Olimpiada Națională de la Piatra Neamț, la care am participat în aprilie 2018, am trimis-o și am primit răspuns că suntem selecționați și să ne alegem doar o singură piesă până în 4 minute. Bineînțeles că am adunat copii, le-am spus... Numai o secundă dacă nu vă supărați, da. Trebuie să vă întrerup. Da. Dar de ce numai o piesă dumneavoastră și aia care au cântat Mamă, sunt beată și Veta cu chiuveta, au avut două, ei au avut voie? A spus să ne încadrăm în 4 minute. Acum eu nu i-am cronometrat pe ceilalți dacă ce au cântat ei s-au încadrat în 4 minute sau dacă au depășit. Este foarte greu să zici eu cânt 4 minute, pentru că aceeași piesă nu o poți cânta de două ori în același fel. Odată poate să o cânti în 4 minute și 10 secunde, să zicem, altă dată în 3 minute, 9, nu poți să o cânti la fel. Poate că s-or fi încadrat. Poate s-or fi încadrat în timpul pe care, adică în timpul respectiv de, eu știu, de 4 minute, asta n-am de unde să știu. Dar noi am ales o piesă ca durată, să zicem, aproape de 4 minute, am ales o piesă cu caracter folcloric a unui compozitor român consacrat, este vorba de Alexandru Pașcanu. Este o piesă dificilă din toate punctele de vedere și ca linie melodică și ca dicție, pentru că se bazează doar pe silabe, nu pe un text poetic, să zicem așa. O piesă care presupune o formație bine pusă la punct și presupune ca tu, dirijor, să înțelegi foarte bine piesa respectivă pentru ca să poți să transmiți mesajul ei. Pentru că, în definitiv, asta face cântărețul, că e dirijor, interpretul, cum se mai zice, că e dirijor, că e solist, instrumentist. Transmite mesajul piesei și ca să-l poată transmite, el este al compozitorului. Iar ca să-l poată transmite, el este cel care, studiind piesa, trebuie să înțeleagă ce a vrut să transmită compozitorul. Da. Am ales piesa pentru că și copiii o stăpâneau și au dorit să o cântăm, pentru că pentru orice formație corală serioasă este o piesă de rezistență, ceea ce am cântat la Chindia a lui Alexandru Pașcanu. Cei care cunosc piesa știu că este o piesă de rezistență pentru orice cor.
Noi am avut-o într-un aranjament coral pe trei voci. Piesa a fost scrisă inițial pentru patru voci, dar noi am avut-o într-un aranjament pentru cor pe voci egale, pentru copii de trei voci. Bun. Am fost selectați, ne s-au trimis toate detaliile în legătură cu drumul, cu repetițiile care o să aibă loc la televiziune, ce se va întâmpla a doua zi. Să vă spun că bucuria copiilor a fost mare atunci când au auzit că vor avea posibilitatea să cânte împreună cu vedeta de tale internațională Toto Cutugno. Așa. Noi trebuia să cântăm împreună cu domnul Cutugno niște câteva versuri din câteva cântece românești, Ciobănaș cu 300 de oi, Noi suntem români. El intervenea într-un moment, noi într-alt moment, pe urmă trebuia să cântăm împreună, plus un refren dintr-o binecunoscută piesă a lui Cutugno, e vorba de Insieme, un refren în italiană pe care copiii l-au învățat și pe asta fără niciun fel de probleme. Acum, ce să spun, primul lucru legat de organizare, care dacă aș spune că a lăsat de dorit, înseamnă că n-aș spune nimic. Sunteți delicat, da. Da. Adică dumneavoastră v-ați pregătit, ați făcut repetiții, dar ei n-au făcut repetiții și nu au învățat nici măcar cum se cheamă corul. Asta e asta e altceva. Dar, odată ce ne spui că vom ajunge, să ajungem în București la ora 13:30 sau maxim 14, la cazare, la liceul Iuliu Maniu, așa, ca pe urmă, în jur ore 16:30, să venim la televiziune, deci aveți timp să vă cazați și vă veniți acolo. Ca pe urmă să aflăm că, de fapt, nu mai putem merge direct la liceu unde suntem cazați, pentru că nu sunt gata camerele, fusese la alt grup înaintea noastră și trebuiau făcut curat prin camere. Și atunci, ce să faci? Păi veniți direct la televiziune. Vă închipuiți că noi am plecat la ora 8 din Roma, copii până mici, la București, da, am avut și copii navetiști, care au venit din sate din jurul Romanului. Și în loc să ne ducem la ora 14, să ne luăm camerele în primire, să-și lase copiii bagaje, să răsufle, să mănânce ceva din pachete, pentru că ni s-a spus că la prânz nu avem asigurat masa, ci să vină copiii cu pachete. Așa, veniți direct la televiziune. Am ajuns la televiziune în jurul orei 15, pentru că am mai stat pe drum. Dacă tot e vorba să venim mai târziu, hai să vizităm și mausoleul de la Mărășești. Și copiii, da, au mers, bun. Ei, am ajuns la televiziune, ne-a dat o cameruță ceva mai mare decât o sufragerie de apartament pentru 30 de copii, cu câteva scaunele, stăteau și pe mese și pe scaune cu hăinuțe de pe ei, frig, așa. Acolo și-au mâncat pachetele în așteptarea repetiției, pentru că după amiază trebuia să avem o repetiție cu domnul Cutugno și cu cea, adică fiecare formație avea programat un... Asta fiind sâmbătă, probabil, nu? Sâmbătă, da. Așa. Fiecare formație avea programat un timp la scenă, adică de la ora la ora tare intrați în scenă, în platou, pentru repetiții. Deci sâmbătă pe 8. Sâmbătă pe 8. Timpul s-a devansat, am înțeles că domnul Cutugno a venit mai târziu, am intrat în platou în jurul orei 17. Acum faceți și calculul orilor, de la, așa, da, orilor. Deja erau 12 ore deja aproape, copiii, da, erau obosiți. Terminați, da. Am ajuns în platou pe la 17, am mai stat acolo pentru probe, pentru nu știu ce, s-a aranjat sala tot. Prima surpriză a fost legată de intervenția corului împreună cu solistul. Noi am primit un desfășurător cu ceea ce vă spuneam mai înainte, cu refrenele respective și momentele la care trebuia să intre copiii. Știau absolut tot unde să intre și fără niciun fel de probleme. Împreună cu noi mai era în platou încă un cor. Se făcea repetiția ca și cum noi am fi fost câștigătorii și în final trebuia să cântăm cu domnul Cutugno. De fapt, asta făceau toate formațiile. Nu se știe cine va fi câștigătorul, dar repetăm toate formațiile împreună cu dumnealui, da, da, pentru finală. Bun. Nu știu ce s-a fi întâmplat, că s-au schimbat regulile în timpul jocului. Adică, în momentul în care am intrat noi pe refrenul respectiv, nu era momentul ăla, noi n-am știut că s-au schimbat lucrurile. Domnul Cutugno s-a supărat foarte tare. Vai, da. S-a supărat foarte tare, nu pot și nu-mi permit să reproduc ce a zis, cuvintele pe care le-a zis. Adică un limbaj de asta, am înțeles că e obișnuit pentru italieni, o fi, dar într-un loc public
indiferent că de față sunt maturi, dar mai ales că de față sunt copii, nu te exprimi la modul atât de vulgar. Și am înțeles că parte din copiii dumneavoastră au stat o perioadă în Italia, știau foarte bine limba italiană. Știau italiană, au pus pălmuțile la față, mi-au spus, vai, domn profesor, dar ce prost i-au spus. Zic, voi vedeți să vă întreabă. Alții mi-au reproșat că de ce n-am intervenit să dau o replică. M-am gândit și la asta, dar dacă aș fi făcut lucrul ăsta, era în detrimentul nostru. Și era invitat, totuși nu era frumos. Da, una la mână, nici ca să te cobori. Trebuia să gândească el înainte de treaba aceasta. Și bineînțeles că s-ar fi lăsat cu, eu știu, o mică mare sau ceartă și probabil că rezultatul ar fi fost să-mi retrag copiii și să plecăm acasă. Probabil. M-am gândit la aspectul ăsta. Și atunci am trecut peste momentul ăsta. Când mi s-a spus copiilor, intrați acum și nu atunci, faceți așa și nu așa, copiii au înțeles imediat. Iar la prima reluare au executat corect tot exact cum s-a spus, fără niciun problem. Ideea a fost în felul de băi, ăștia cântă prea bine, nu râdăm nimic ca ta să... Nu știu dacă a fost asta. Da. După care repetiția în scenă cu piesa noastră, ca să fixeze microfoanele, să amplasamentul fiecărui copil, deci în loc să fi ajuns la ora 7 seara la cămin pentru cină, că a spus că aveți cină acasă, am ajuns pe la 9:30. Vă închipuiți că erau deja trecute 12 ore, cel puțin. Terminați copiii, da. Copiii erau absolut sfârșiți. Și profesorul lor, cu siguranță. Asta dar el nu-i din fier făcut, da. A doua zi am intrat la ora 12, la ora 12 trebuie să fim la televiziune și am așteptat pentru intrarea în emisie până la ora 17. Am intrat încă o dată în sală pentru o repetiție generală în platou. Deci am mai stat încă 5 ore acolo. Ne-a dus pe toți într-o sală mare, șaie neîncălzită, aveau niște aerotermi, dar betoane, aer rece și neprielnic vocilor. Copiii deja se schimbaseră în costumele cu care aveau să cânte pe scenă. Ei, bluzițe, cu paltonașele pe ei, tremurând acolo. Mi s-a adus la ora, a spus, veți lua prânzul în platou. Bun, mi-am închipuit ca undeva o sală de mese. Ei, la un moment dat, copiii de acum toți strigau că ne-e foame. Într-un târziu a venit din partea televiziunii, era o persoană de contact care permanent ne îndruma, faceți asta, asta, nu știu ce, și ne-a adus cartoanele cu, la ora 2:30, aproape de la 3, cred așa, cartoanele cu pizza, rece, uscată, și am întrebat unde mâncam, aici. Deci am mâncat pe scaune, pe genunchi, ca în gara. Bun, am trecut și peste asta. Ni s-a adus apă minerală acolo, nu știu ce, aveam de unde să luăm un ceai cald, era un automat de ăsta cu ceai cald sau cafea pentru cine dorea, dar erau timpii ăștia morți acolo, plus frigul, plus foiala. Deci, încă un lucru, copiii n-au avut unde să se schimbe. Erau toate grupurile acolo și fiecare încerca să se ascundă după o cortină, după ceva, după un scaun, după nu știu ce, ca să se schimbe. Majoritatea erau fete. Eu din tot corul am avut 5 băieți și restul fete. Este destul de neplăcut să te schimbi, să te dezbraci. Da. E o jenă, mai ales la tinerii de 10, 11, la fete, da. Băieții mai trec peste aceste impedimente, dar fetițele mai greu. Bun, hai să zicem că e mai simplu să iau un pantalon și o cămășuță. Da, un moment destul de neplăcut a fost și ăsta. Hai băieții, voi mergeți încolo, mă rog, voi duceți-vă, hai acolo, vă schimbați și așa mai departe. Destul de neplăcut și ăsta. Și am intrat în a treia formație am fost noi, după care am fost îndrumați într-o sală mare, așa zisa sală verde, unde au intrat absolut toate formațiile. Deci închipuiți-vă o sală cam de peste 100 de metri pătrați, unde erau grupate toate corurile, cele 10 coruri. Le-am văzut la televizor. Toate 10 corurile. Corul dumneavoastră a fost prezentat primul, da. De Liana Stanciu. Da. Dar n-a zis de unde, cum se cheamă corul, de fapt a zis ceva, dar a zis greșit și n-a zis de unde este. S-a văzut pe pancartă că scria Roman acolo. Da, și asta una, dar mă refer la condițiile din sala aia.
De o parte, de-a dreapta și de-a stânga noastră, erau două monitoare mari, cam cât o jumătate de perete, unde era prezentată formația Simbol, corul de copii Simbol din București, condus de profesor Jean Lupu, un cor excelent, un cor adevărat, cor de copii excelent, care câștigaseră anul trecut trofeul concursului și au cântat în afara concursului anul ăsta. Deci ei erau prezentați pe cele două monitoare, cântau și în același timp nouă ni se spunea strigați-vă numele formației și votați-ne pe noi. Dom'le, că își strigau copiii numele formației, deci vă închipuiți că 10 grupuri de oameni strigau 10 nume diferite, era un turnul Babel acolo, pur și simplu. Așa. După care îndemnul ăsta care mie mi s-a părut halucinant, votați-ne pe noi, votați-ne pe noi. Deci fiecare striga, votați-ne pe noi. Dom'le, cum poți să faci așa ceva? Vă închipuiți vacarmul de acolo? Deci melodia cântată de cor pe cele două monitoare s-auzea, plus grupurile care strigau fiecare, votați-ne pe noi și așa. După care hai să cântați colindii, voi cântați ăla, acum hai să cântăm Moș Crăciun. Tot felul de aprecieri de astea, nu știu nici cum să le cataloghez. Toți sunteți extraordinari, toți sunteți frumoși, toți sunteți nemaipomeniți. Cu alte cuvinte, o dezorganizare foarte bine organizată, nu? Se poate spune și lucrul ăsta. Acum, în legătură cu votul publicului, jumătate din notă votul publicului și jumătate din notă hai să spunem în felul următor. Am înțeles aici, dar e un punct de vedere. 50% era nota publicului, da? Da. 50% era nota juriului. Din ce am văzut eu și ceilalți care s-au uitat la televizor, am văzut că juriul era format din oameni performanți, adică oameni de specialitate. Ne mai vorbim de Gheorghe Zanfir, de Paula Selling, de oameni care lucrează în domeniu. Domniile lor ce au avut? Au avut urechile arse sau ce s-a întâmplat? Nu știu. Din juriu ce note era dat juriu? Din juriu mai făcea parte și un profesor universitar de la București care predă dirijat, este domnul Valentin Gruescu. Celălalt mi se pare că era dirijorul operii de la... Dar n-a fost cumva și la Piatra Neamț la Olimpiadă? Ba da. Și nu v-ați curcircuitat și acolo? Absolut, absolut. Ce să vă spun, surpriza a fost mare, puțin spus. Adică neplăcută. O stupoare. Ce notă vă da juriu? Am înțeles că 4 puncte. Și era până la 10, nu? Da. Bravo. Da. Dom'le, cineva de la o televiziune locală a spus că n-am cântat o piesă așa cum au cântat și celelalte grupuri. Așa. Că probabil că profesorul este bătrân, este depășit și așa mai departe. Nu mă interesează numele bătrân persoanei. Bătrân sunt câinii, nu știu, da. Bătrân în vârstă, da, mă rog, da, da, adică în sensul că sunt depășit de moment. Depășit. Și ce ar fi trebuit să... știu care este ideea. Ideea este în felul următor. Dumneavoastră nu v-ați luat un repertoriu corespunzător, să adaptați coral melodiile. Și eu vă sugerez pentru la anul să luați sindromul Touré al lui Chelo și... da. Și ăsta ar fi extraordinar. De ce se înșeală pe domnul respectiv și alții care au spus același lucru, că poate că trebuia să mă pliez pe repertoriul nou și așa mai departe? Dar dumneavoastră fiind de specialitate cel de care vorbiți dumneavoastră? Sau așa un părerist? Nu. Este un domn dintr-o televiziune care... Să-i dea Dumnezeu sănătate și îi urăm sărbători fericite. Care și-a spus punctul de vedere și și-a mai spus punctul de vedere referitor și la imnul romanului și așa mai departe. De mișto că la autobază se pricepe toată lumea aici. Apropo de imnul romanului, eu înainte de a-l prezenta pentru validare atunci la primărie, vă rog să mă credeți că am trimis partitura unor profesori adevărați. Dumnezeu să-l odihnească, profesor Adrian Diaconu de la Conservatorul din Iași și iarăși Dumnezeu să-l odihnească, compozitorul, eseist, scriitor, dirijor, Liviu Dănceanu. Dumnezeu să-l ierte. În momentul în care domnul Liviu Dănceanu a zis spus, stai liniștit că totul este în regulă, atunci cu inima ușoară am prezentat piesa pentru a fi validat. Dar fac și eu ca necunoscători acum. În această urbe mușatină mai este un profesor de muzică care are doctorat în domeniu?
Nu, 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 nu. Să-mi răspundeți cinstit. Nu. Nu. Și atunci, de ce ar fi incompetent profesorul Ovidiu Trifan să aleagă o melodie, să dirigeze și să-și pună punctul de vedere în specialitatea pe care o stăpânește perfect? În mediul preuniversitar, nici în județul Neamț să nu mai este altcineva. Și atunci. Așa. Acum revenim la repertoriu. Să strângem mâna și să vă mulțumim, noi vă înjurăm. E bun așa. Da, referitor de, la, fapt, la repertoriu. Că de ce n-am abordat repertoriul modern? Că probabil că s-a depășit. Ei, probabil că dumnealor nu știu că în 29 martie 2017 la Școala de Muzică la noi am avut o lansare de carte, o cărticică intitulată Cântece pentru copii, cu un CD unde se regăsesc câteva dintre compozițiile mele, special pentru corul de copii al școlii noastre, compoziții care au la bază și negativ, unde se cântă și a capela, dar și cu negativ, iar negativele sunt făcute pe rit de disco, pe rit rock, deci pe gustul copiilor. Deci nu depășitul Ovidiu, ci chiar în domeniu și absolut, și absolut. Adaptat totul la noile cerințe, deci am ale muzicii. Întâmpinarea lor cu piesele astea și le-au plăcut grozav. Uh-huh. Bine, am mai spus și cu alte ocazii, în momentul în care le-am prezentat piesele copiilor, mă refer la acelea, la compozițiile alea, nu le-am spus ale cui sunt piesele. V-am adus niște cântecele. Hai să le ascultați și dacă vă plac, le învățăm. Le-au plăcut. După aia am venit și am spus, sunt cântecele mele. Deci n-am spus de la început, vedeți că sunt cântecele mele, copiii să zică, a, dacă sunt ale. Ați văzut cum se face de revoluție. Am scris cartea asta, trebuie să o cumpărați, dragi studenți, că dacă nu, din asta ascult și dacă nu, picați examenul. Deci, nu pentru că aș fi depășit de eu știu, de vremuri, de cerințele actuale. Știu și ce le place copiilor. Eu am fost în viața mea un mare iubitor de rock. Așa că și acum ascult cu plăcere muzică rock. Ah, bine, nu toate formațiile, poate că nu, chiar nu înțeleg chiar totul, dar sunt iubitor. Dar nu-ți place totul, nu e obligatoriu. Deci n-am pus în repertoriu o piesă de asta, de exemplu. E ca un răspuns ca la Amza Pelea, de aia. Și asta de aia. Dar odată ce am întrebat la București, acolo un regulament spune acolo, piese însoțite de mișcări coregrafice, piese pot să fie cu instrumente neconvenționale, cu tot felul de chestii de astea, nu știu ce. Și eu am întrebat, zic, domnule, noi avem o piesă a capela a unui compozitor român cu caracter folcloric, așa, 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 fără mișcări coregrafice, fără alea, fără instrumente și nu știu ce, putem să ne prezentăm și cu piesa asta sau nu? Sigur că da. Asta a fost răspunsul. Dar celelalte instrumente ce erau, tuba aia sau alea erau instrumente, domnul profesor? Pseudo-instrumente. Pseudo-instrumente. Dar eu văd că sunteți afectat și îmi pare rău pentru că s-a întâmplat așa, dar haideți să lăsăm un pic să ne mai liniștim, să ne mai limpezim un pic, să luăm o mică publicitate, după care continuăm în partea a doua. De acord? Da, da, bine. Pauză de publicitate.